acolo, pomii care se văd la depărtare, să știți că sunt exact din România. Acolo este România, localitatea este foarte, foarte aproape de granița cu România. Casa are toate utilitățile, absolut toate utilitățile care le poți avea aici în Ungaria și are un mare plus. Fără discuții, asta cred că este una dintre cele mai frumoase case pe care le-am văzut în ultima vreme. Ce avem afară, asta dă valoare foarte mare casei și această valoare sigur, sigur, sigur nu o să o ia nimeni. Salutare și bine v-am regăsit la un nou video! Suntem în Dombeczház, pe granița de est a Ungariei. Practic, dacă stăm bine să ne uităm, aici la numai câțiva kilometri este granița cu România. De ce am venit aici? Pentru că a fost invitat să vedem o casă foarte frumoasă și foarte ieftină, pentru că aici, în această localitate, locuiesc foarte mulți români și își doresc să vină și mai mulți români. Așa că la solicitarea multor dintre abonații pe care îi avem aici pe canal, iată, mergem să vizităm această casă deosebit de ieftină, să vedem cum este. Înainte să mergem să vedem această casă, pe care sincer nu am văzut-o până acum și sunt destul de curios, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare, pentru noi contează foarte mult, iar cei care doresc să susțină acest canal au un buton de alăturare și acolo puteți deveni membri și în felul ăsta puteți să fiți alături de noi și să susțineți existența acestui canal. Încă o dată țin să le mulțumesc tuturor membrilor care au făcut acest gest, așa că mergem să vedem această casă care eu consider că este una destul de interesantă, cel puțin din ceea ce am văzut pe poze și am auzit la telefon, cred că va fi o casă foarte interesantă. Haideți să o vedem! Suntem chiar la intrare în localitatea Dombeczház. Aici pe partea stângă avem o pistă pentru biciclete, aici este șoseaua și la niciun kilometru este centrul orașului și paradoxul face că, așa cum vă spuneam, acolo pomii care se văd la depărtare, să știți că sunt exact din România. Acolo este România, localitatea este foarte, foarte aproape de granița cu România și undeva aici, peste case undeva, este punctul de frontieră pe unde v-am arătat că se trece în Ungaria ca în Schengen, adică este un punct de trecere al frontierei pentru cei care locuiesc, așa cum suntem și noi, transfrontalieri aici în Ungaria. Mergem acum să luăm mașina. Plecăm spre casa despre care vă vorbeam. Așa cum vă spuneam, cu proprietarul acestei case am vorbit doar la telefon, am văzut câteva poze și așa am hotărât să vin să prezint această casă și să vă arăt celor care sunteți interesați. Pentru că, vă repet de foarte multe ori, am evitat să iau contact cu agențiile imobiliare și am încercat să vă arăt direct cum se poate cumpăra o casă aici în Ungaria și cred că asta este cel mai bine pentru oricare dintre voi. Am plecat pe aici pe străzile din Dombeczház. Eu vă spuneam că localitatea asta este foarte aproape de România și sunt foarte mulți români aici. Aici cred că este a doua localitate cu cei mai mulți români veniți din România în ultimii ani. Și uite câte case sunt aici. Multe dintre ele, să știți că sunt de vânzare. Hai să vedem casa despre care vorbeam mai devreme. Așa cum vă spuneam, nu am văzut-o, dar sigur, sigur, sigur va fi interesantă. Am ajuns, hai să blocăm mașina și să coborâm și să mergem să vedem această casă care deja pare foarte interesantă. Vă spun că este în construcție și ea este în reparații. Aici este casa și haideți să o vedem. Asta este casa despre care vorbim. Are un gard din plăci de beton foarte mare și foarte interesant și poarta este una din metal. Haideți că mergem să o vedem și intrăm imediat în curte, pentru că mie mi se pare foarte interesant. Dar apropo, apropo de chestiunea asta, la poartă este un nuc și asta este un mare plus. Vorbim noi despre plusurile astea. Haideți să intrăm să vedem casa. Am vorbit cu proprietarii acestei case, nu-și doresc să apară în imagini și le respect dorința lor și încă o dată le mulțumesc pentru faptul că mi-au permis să filmez această casă. Vreau să vă spun că casa are toate utilitățile, absolut toate utilitățile care le poți avea aici în Ungaria și are un mare plus, faptul că este parțial din cărămidă, parțial din văiugă. Dar casa arată destul de bine și acum vă și invit să vedem
în premieră cum arată o casă care costă doar 10.000 de euro. Haideți să vedem cum arată casa de 10.000 de euro și apoi aștept în comentarii părerile voastre despre ceea ce se întâmplă cu această casă. Intrăm acum spre casă, în interior. Aici, după cum bine se vede, este canalizare. Aici este gazul tras în curte, doar că trebuie pus contorul, practic făcut conexia. Și intrăm. Aici avem un geam care este din termopan, foarte interesant. Hai să vedem dacă e din lemn sau... Nu, e tot așa cum este de obicei termopanele. Și intrarea se face prin partea asta. Vă spuneam, casa este parțial în construcții pentru că proprietarul a încercat să o amenajeze și este în prim proces de amenajare. Hai să vedem. Și la intrare avem o ușă de termopan și cărămidă peste tot. Intrăm în casă. Hai să vedem. Ai, ce bine aici. Deci, așa casă să-ți tot cumperi. Și vă spun foarte sincer, pentru o familie care dorește să se mute astăzi aici, se poate, pentru că deja este locuibilă, chiar dacă este parțial în șantier. Vă invit să vedeți cum arată această casă și pe interior și sunt convins că mulți dintre voi veți aprecia ceea ce au făcut oamenii ăștia aici. Aici avem un hol la intrare și se și poate vedea că pe jos este o gresie foarte faină, iar sus este făcut un tavan din rigips. Foarte interesant. Cum spuneam, poate fi izugrăvit. Aici se poate face o bucătărie și cred că ăsta era și scopul. Iar în partea asta este locul, cred că pentru baie, care este aproape total pregătit. Foarte interesant. Și cum ziceam, pe jos este deja pusă gresie. Și geamurile astea de termopan, eu zic că sunt foarte, foarte interesante. Intrăm acum în prima cameră, care cred că este un fel de dormitor aici și, într-adevăr, arată foarte bine. Pe jos este turnat beton, este patul de dormitor și aici undeva deja este tavanul, instalație electrică la zi, dulapurile, și absolut tot mobilierul și arată destul de bine. Fără discuții, asta cred că este una dintre cele mai frumoase case pe care le-am văzut în ultima vreme și știți foarte bine că v-am prezentat de mai multe ori aceste case. Uitați-vă aici. Aici este tavanul. Știți că de foarte multe ori arată înălțimea tavanului pentru că pe exterior casele astea părea foarte mici, dar asta pe exterior arată și mare și frumoasă, iar pe interior, din punctul meu de vedere, arată și mai bine. Hai să mergem mai departe. Ieșim de aici, din cameră, și mergem spre următoarea cameră. Acum sper să nu se supere proprietarii că intru și aici. Și uite aici așa. Se vede cum sunt pereții. Aici sunt pereții din văiugă. Avem o instalație de curent nou instalată. Domnul proprietar, cu care eu am vorbit la telefon, mi-a spus că personal a introdus această instalație și el este acum în renovare cu această casă. Avem geamurile din termopan puse aici și tavanul este foarte înalt. Și dacă ar fi să mă întrebe cineva pe mine, eu așa aș lăsa să se vadă grinzile. Da? Asta este fiecare cu dorința lui. Iar aici sunt pereții. Pe jos a fost turnat beton și totul arată foarte bine. Am ieșit din cameră și intrăm în următoarea încăpere, pentru că, vă spuneam, casa este destul de mare, ups, și aici este o cămară, dar e plină cu tot felul de lucruri pe care nu vreau să le arat, pentru că sunt chestiuni personale de ale acestei familii. Și imediat o să vă spun povestea acestei case, însă înainte de toate mergem să vedem ce are și în exterior, pentru că și acolo este foarte interesant. Casa asta mai are nevoie de o investiție nu foarte mare, dar clar că trebuie investit pentru că mai trebuie tencuită pe exterior și pe interior mai trebuie zugrăvită și făcute anumite lucrări de întreținere care sunt absolut obligatorii. Însă,
ce avem afară, asta dă valoare foarte mare casei și această valoare sigur, sigur, sigur nu o să o ia nimeni. Și vă invit să vedeți care este valoarea, una dintre cele mai importante ale acestei case. Aici vorbim de terenul pe care îl vedeți. 2500 de metri pătrați de teren are curtea asta și mie mi se pare ceva incredibil să ai o casă cu 2500 de metri pătrați, practic până acolo unde sunt lucrările nefăcute, da? Vedeți că a fost lăsată curtea, încă nelucrat terenul, atât aparține acestei case. Și în partea asta alaltă avem spre stradă. Povestea acestei case este foarte simplă. Proprietarii îmi spuneau că și-au cumpărat această casă, însă ulterior au găsit una mai interesantă, mai mare, pentru întreaga familie, așa că s-au mutat, bineînțeles, într-o casă mai mare și asta au scos-o la vânzare, deși, așa cum ați văzut, lucrurile sunt în plină desfășurare aici. Și au evitat să vândă această casă prin intermediul altor persoane, așa că au preferat să o vândă de unii singuri. Am să las în descriere numărul de telefon al proprietarului și încă o dată țin să vă spun. Eu nu mă ocup de vânzare de case, nu mă ocup de promovare de case, ci pur și simplu arat oportunitățile pe care le au românii atunci când vin aici în Ungaria, pentru că foarte mulți sunt interesați de aceste case ieftine pe care Ungaria le are, încă le mai are. Pentru cât timp încă vor mai fi casele ieftine, asta nimeni nu poate să spună. Suntem de ceva vreme aici la această casă și oamenii sunt foarte simpatici, așa cum vă spuneam, nu doresc să apară în imagini și le respect dorința lor. Însă vreau să vă spun că sunt foarte deschiși și mi-au spus că deja au fost sunați de foarte mulți oameni pentru această casă, însă ei vor alege cui vând această casă și decizia le aparține și bineînțeles că și noi suntem de acord cu ei. Oricum, mie mi se pare foarte interesantă și aș vrea să vă mai spun că casa este într-o zonă foarte liniștită de aici din Dombeczhaz. Și de aici până în România, dacă ar fi în linie dreaptă, nu știu dacă avem 2 km. Foarte interesantă povestea cu casele ieftine de aici din Ungaria. Așa cum vă spuneam, eu nu mă ocup de vânzarea de case, nici de intermedierea lor, nici de promovarea lor, ci pur și simplu am arătat câteva oportunități pe care le au familie de români care doresc să vină aici în estul Ungariei și care sunt interesați de zona asta, pentru că în ultimii ani aici au venit zeci și sute de familii care au ales o viață foarte liniștită. Și aici în Dombeczhaz, în Bătania, pentru că noi suntem la câțiva kilometri de aici, viața este foarte liniștită și oamenii își văd de treaba lor și fiecare, după ce a închis poarta casei, pur și simplu își trăiește viața lui liniștită. Cam atât despre această casă care costă doar 10.000 de euro, așa cum am spus, las în descriere datele prin care puteți să luați legătura cu proprietarul. Eu aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mă urmăriți, pentru faptul că sunteți alături de noi și aștept comentariile voastre și spuneți în ce părere aveți de o astfel de casă, dacă își merită banii, dacă nu își merită banii, ce părere aveți voi. Și încă o dată țin să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat pentru acest canal și în mod special aș vrea să fac mulțumiri membrilor, celor care au ales să susțină financiar acest canal și au apăsat acel buton de alăturare și în acest fel sunt alături de noi. Și în ultimul rând vreau să le mulțumesc celor care au făcut donații, pentru că avem și oameni care au făcut donații pe acest canal și încă o dată țin să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care ne-l dați și sperăm ca prin aceste videouri să vă aducem în casa voastră câteva informații foarte interesante despre viața din Ungaria, despre viața din Bătania și iată mai nou și despre viața de la Dombeczhaz. Așa că până data viitoare vă doresc toate cele bune!